stimați spectatori, mă bucur că ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune a rubricei noastre. Astăzi o să vă arăt cum se scriu unele cuvinte. De exemplu, se scriu într-un singur cuvânt derivatele formate cu ajutorul prefixelor. Exemplu, ante plus meridian egal ante meridian, anti plus personal egal antipersonal, inter plus regional interregional. Atenție aici că litera R este dublă, să nu se scape una din ele. Juxta plus punere egal juxta punere. Non plus violență, non violență. Dar se scriu cu cratimă între prefix și cuvântul de bază anumite derivate. De exemplu, cere derivate cu prefixul ex, care înseamnă fost. Și avem ex plus Ministru egal ex-ministru. Ex plus președinte, ex-președinte. Ex plus director, ex-director. Unele derivate mai noi sau ocazionale, care au ca bază un pronume substantivizat, indicarea prescurtată a unui an calendaristic, un nume propriu, o literă sau o abreviere, se scriu cu cratimă. Ante liniuță, apostrof 989, post-apostrof 989, anti-maiorescu, pro-ionescu, pro-NATO. Derivatele obișnuite cu aceste prefixe se scriu într-un cuvânt și anume antiaerian, neabătut, nonconformist, post-calcul, și pro-american. Pentru punerea în evidență a prefixului sau și a bazei sale, unele derivate scrise în mod obișnuit fără cratimă, se scriu cu cratimă. Un exemplu din opera lui Caragiale, ultra-cratimă progresist. Derivatele cu sensuri mai puțin obișnuite se scriu tot cu cratimă. Pre-text. Deci precedă un text. Ne- Voie, absența voinței, nu este voința. A recrea înseamnă a crea din nou. Dar pretext într-un singur cuvânt înseamnă motiv, nevoie înseamnă necesitate și a recrea înseamnă a se destinde. Deci atenție când se scriu cu cratimă și atenție când se scriu fără cratimă. Derivatele supraprefixate cu același prefix se scriu cu cratimă, deci prefixul dublu, extra, cratimă, extra post, cratimă, post, scriptum, răs, cratimă, răs, citit. La fel se scriu și cele supraprefixate cu prefixe diferite, de exemplu, endo, cratimă, exocrin, exo, cratimă, endocrin. Derivatele, mai mult sau mai puțin ocazionale, se scriu cu cratimă când prefixul se termină și cuvântul de bază începe cu aceeași literă. Răs, cratimă, străbun. Este litera S și la sfârșitul prefixului și la începutul cuvântului prefixat. Dar atenție, cuvântul transsiberian se scrie într-un singur cuvânt. În stilul științific sau publicistic, se întâlnesc cazuri în care prefixul este pus între paranteze rotunde. Se procedează astfel pentru a se evita repetarea cuvântului de bază. De exemplu, practici reintroduse după 1989. S-ar fi scris. Practici introduse sau și reintroduse după 1989. Sufixe și derivate cu sufixe. Se scriu într-un cuvânt, majoritatea derivatilor cu sufixe, chiar dacă sunt formate de la cuvinte scrise cu cratimă. Exemplu, denumirea orașului, alba Iulia cu cratimă, alba Iulian pentru locuitor, se scrie într-un singur cuvânt. Burtă cratimă verde, burtă verzime, se scrie într-un singur cuvânt. Negru vodă, denumirea localității. Negru vodean, denumirea locuitorului. Târgu Mureș cu cratimă, Târgu Mureșan, într-un singur cuvânt. Dar se scriu și cuvintele derivate de la cele scrise fără cratimă. De exemplu, de la Anton Pan, Anton Panesc. Camil Petrescu, Camil Petrescian, Costa Rica, Costarican, San Marino, San Marinez, 500, 500. În cazul în care derivatele cu sufixe provin de la abrevieri literale sau de la litere, se scriu cu cratima. De exemplu, REATB, cratimă IST, REATBIST, X, Cratimă ulescu Ixulescu, referire la o anumită persoană pe care noi nu vrem să nominalizăm. Derivatele cu sufixe care au devenit cuvinte se scriu într-un singur cuvânt. De exemplu, CFR, căile ferate române, ferist într-un singur cuvânt. Se pot scrie într-un singur cuvânt cu căderea uneori a vocalei finale a numelui sau cu cratimă, cu păstrarea vocale finale a numelui, derivatele de la nume proprii străine, a căror finală prezintă deosebire între scriere și pronunțare. De exemplu, Shakespeare, cratimă Ian, cuvântul nou este Shakespearean, substantiv comun. În cazul derivatelor de la cuvinte cu o finală neobișnuită în limba română, vocala finală a acestora poate cădea în favoarea vocalei cu care începe sufixul. De exemplu, dandis, scris cu Y, ar fi trebuit dandi plus sufixul cratimă ism, se scrie într-un singur cuvânt dandism. Stimați respectatori, Fiind o formă mai vastă, categoria scriere cuvintelor compuse o vom trata pe larg, în cadrul părților de vorbiri, pe care le vom prezenta în emisiunile următoare, în ordine alfabetică. De exemplu, adjective, adverbe, conjuncții, interjecții, numerale, prepoziții, substantive și verbe. Până la o nouă ediție a emisiunii noastre. Gheorghe Dolinski vă urează sănătate multă! și să dea bunul Dumnezeu să ne întâlnim sănătoși.